reforma administrativ-teritorială pentru ca zonele care sunt vădit nepopulate să nu mai aibă primărie, instituții unde îți plătiți politicieni, mai facem, că prin aceste investiții, gen Angel Salini, în zonele în care nu mai există populație, dar domn primar e acolo plătit și Consiliul Local, prin aceste investiții nu facem decât să ne afundăm într-o problemă gravă a acestui stat, și anume lipsa de voință politică de a face ordine în niște chestiuni fundamentale care ne împiedică dezvoltarea. Nu am de ce să dau bani să cresc alocarea pentru comunități pe care le văd că nu mai au cum să crească, pentru că aceste investiții trebuie să se ducă în zonele în care este cu adevărat nevoie, dacă e o gândire de dezvoltare administrativ-teritorială pentru această țară, ceea ce în mod evident nu aveți. Deci